Anca din București. Te-ai îmbrăcat de ploaie, până acum a fost foarte plăcut la masă. Ce am servit, Anca? Și dacă meniul se compară cu cel de la un restaurant din București? Nu, cum să se compare, e mult mai bun. N-ai mai plecat de aici? N-aș mai pleca. Nu e mai bine pe Magherul, pe Primăverii? Pe... No, nu, aici e mai bine. Dar tună, fulgeră... Mămălie, că aici n-am mâncat niciodată. Pe cuvânt de onoare. Are un mălai... special măcinat mai mare, așa, știi? Și este mămăliga foarte bună. Că pe la oraș numai de la grișat găsești. Da. Și nu este bună mămăliga. Ia să prezentăm și ce locuințele noastre pentru o seară. Aia, uite-le. A început să plouă, nu? Da, da, nu ne e frică nouă de ploaia asta. Nu? Nu ne mai sperie nimic. Da, plouă încolo spre Valea Loturului. Dacă facem... puțin stânga, vedem pădurea de brad, locul de unde izvorăște Olăneștiul și apoi deasupra serin soare, iar aici doamna Radi, echitație. De la bucătărie la călărie, sub privirile admirative ale domnului primar, nu doamna Radi? Da. Cum e acolo sus și mai sus? Foarte frumos. Foarte frumos. Nu vă e frică? Am mai mers. Am mai... Da. Dar dacă o ia ăsta, dacă să... Am mers, dar nu cu calul ăsta mare. Aveam niște cai mai mici. Dar ce era calul ăsta? Scapă scară ăsta. Ajută-mă la scară un pic. Categoria semigra, Iancu. Da. Iancu, da. Am mers cu ea. Domnul primar a încercat. Roxana a făcut puțin antrenament și la călărie. Da, nu? Nu? Da, da. Păi avem acolo... Îl avem pe Remus, nu? Da, e dânsul. Hai, este instructor. Instructor. E mai mare, da, da. Dar e mai bună și aia la altă. Și avem și aia bună acasă. Și l-ai luat. Domnule primar, oricine poate veni aici să călărească sau să și călărească în afară de servitul mes? Cu apropoarea mea, da, poate da, să vină da, oricine. Da. Da. Și așa mai vine și când nu sunt eu aici. Băiatul care l-am pus eu aici cu organizarea, îi primește în general pe toți. Într-o parte tună și fulger, la noi soare, că da, și vremea se aduce oamenii buni, nu? La munte așa este, chiar dacă plouă, plouă 10-15 minute, o jumătate de oră și vântul bate, nori. Îi schimbă. Îi schimbă, îi mută dintr-o parte în cealaltă și nu plouă mult într-un loc. Deci toți cei care am venit aici putem face o da, puțină echitație. Ei, după, aia... punem, după aceea punem mielul la rotisor sau la grătar. Să vedem că mai aveți și oaspeți de peste hotare, am înțeles, sârbi și ceva, da, sârbi, da? Da, am un prieten al meu sârb care urmează să sosească aici la noi la stână și el e specialist în rotisoare cu miei, cu... îi pregătește așa, într-un mod mai deosebit. Da, îl așteptăm și între timp poate facem și o mică excursie până la 1900 de metri, nu? Da, sperăm să urcăm sus la 1900 de metri, aici suntem cam la 1800. Și dacă ploaia ne lasă, dacă nu va ploa, sigur, în câteva minute vom pleca spre vârful Căprărețul. Ia uitați-vă, în cinstea noastră ploaia a trecut pe lângă și soarele o să ne bucure. Iar... Mă uit că toți copiii fac echitație cu măgarul, cu cai, e ceva plăcut. La noi la stână doi muncesc și restul se distrează. Nu e ca la primărie. Doi pascuile și restul... Doi cu sapa și vreo 20 cu mapa, da, nu? Da. Da, să ținem cont că e weekend de vacanță pentru unii și da, ne distrăm aici datorită amabilității dumneavoastră de ne aduce. Patru, pentru că noi mai avem o stână la curmătura Rodeanului, unde avem miei și oile sterpe. Acolo avem un cioban mai în vârstă și un băiat mai tânăr, iar aici avem patru, cu totul sunt șase care muncesc de fapt, iar noi care venim în weekend, să-i... ce să fac, venim să ne distrăm. Dar pe lângă noi se mai distrează și ei, da, mai prin și ei câte un moment de relaxare, așa, de relax. O încercare reușită aici, o încercare reușită, nu? Trinde, bagă piciorul în scară. Hai, Iancule! Stai.
Bagă piciorul. De data, dar mică, băi. N-ai acolo. Ia, trage un foc de armă. Dacă vrei să-l opriți, trageți de ăsta. Vârful piciorului. Alt stand aici, să bate măgărușul, dar de ce? Vrei să-l oprești, sargi pe el. De ce se bate măgărușul aici, de ce? De ce bați, dragă măgărușul? Așa vreau! Cineva îl mânghe. Avem aici. Hai. Cum e cu soțul la echitație? Aștept să mă învețe. Da. Vrei mu știe? Știe. Știe, știe. Da, izvor. Nu, nu. Hai, măgărușul. O sugest că e kinga lungă. E kinga prea lungă. Și a venit și mezina a trupei. Tezu. Lasă-l mă cu asta. Asta e prietena cu domnul Vali. Da, e prietena mea că. Yeah.
Uite, cel mai mic atevist aici. Da, câți ani, câți ani ai? 5 ani. 3 ani. 3 ani, l-a făcut tati mai mare ca să aibă voie pe ATV, nu? 3 ani. De unde și încotro vă îndreptă? Veniți de la? De la Malaia. De la Malaia și vreți să coborâți la? Vreți să coborâm tot la Malaia. La Săliște, la nu? La Săliște coborâm. Păi vă arăt tot unde izvorăște apa care ajunge la păstrăvării la Săliște. Ia aici cai, cai putere și cai cai aici la stâna de la. Domnule primar, mirosul să fie de vină de la bucătărie, nu? Da, da, da. Au venit ateviști acum. Ia uitați. Pleacă ce frumos pe lângă. Aici în fiecare zi. Acești cai dumneavoastră. Alți cai putere. Da. În fiecare zi trec în zona. Nu numai români și străini. Finlandezi, englezi. Nemți. Așteptăm și serbii. Și eu zic. Și austrieci. Seara avem un invitat. Mai bine. Mâncarea foarte bună. Doamne la bucătărie foarte frumoase. Dar ați văzut o vizită acum. Sunt mai frumoși caii noștri sau cailor? Ai noștri că sunt autentici. Da. Caii noștri, da. Caii noștri, nu? Acolo e vorba după luare, aici e naturalița. Aici e o cunoștință mai veche, venea odată pe ulița de la Stoienești, la Mogoșești. Ne întâlnim după 25 de ani, nu? Da, mai bine. Mai bine. Nu mai spuneți, spuneți decât 10 așa ca să. Da. Ce a spus în mâncare, dar a pus atât de bună? Trebuie bucătărea. Secretul meseriei, nu? Bucătarul șef. Suflet. Da. Și suflet. Da, suflet. Mâncarea se face suflet. Cu suflet, da. Da. Doamna Radi, cât suflet, cât e suflet de mare de pune și în mâncare și în tot ce faceți? Mare, mare. 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 Cât muntele ăsta. Cât muntele de mare, da. 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 Să vede și să simte. Vă place la noi la stână? Păi n-aș mai pleca dacă mai aveți locuri pentru... Da, ne gândim să stăm mai mult aici. Da. Și vă așteptăm mai des. Vreo 30-40 de ani așa ca să... Dacă ne ajută sănătatea? Rămânem, nu? Rămânem. Bine, dacă stăm mai mult aici, s-ar putea să îi prindem 30-40 de ani. Lașez nu prea. Lașez. Mă îndoiesc. Domnul primar are și manej aici. Da. Ia o îndreaptă, poate mai tacă galeria, băi, da? Aici, acolo a fost un șaibar, sunt pietrele. În caz de caz... Primar, cât costă cursa de manej aici, la stână? Nu costă nimic. Nu costă nimic. Păi noi facem așa între noi, deci nu... Ne distrăm între noi. Dar foarte sâmbătă frumos. Sâmbătă, duminica, când avem timp. Și așa avem... Săptămâna, cel puțin eu am săptămâna încărcată, cu investiții, cu lucrări pentru localitate.
avem Narâțul, avem Cozia. Da. O privire cele mai pomenite și eu. Se vede, se vede sus la Drăgan, se vede și Alpechin Pitești, dacă nu e pâclă seara și e senin. Se vede Alpechin Pitești de aici. E o zonă foarte frumoasă. Da, după ce mai am... Spun eu ce se vede pe Valea Oltului. Să ajungem sus în Căprăreț. Da. După ce am servit masa, ne-am făcut siesta și acum urcăm spre 1900 de metri, nu? Deplasare, așa, să ne ușurăm. După aceea avem focul de tabără, avem un grătar așa grețos, cum să zic eu, cu pastramă de porc, pastramă de oaie, avem miel. Să fie, da. Să scăpăm de kilograme acum, nu? E grețos că e puternic, da, trebuie să și dăm jos ceva. Da. Unii desculți prin iarbă, alții cu pantofi, cu produs intern dezvoltat. Scădem PIB-ul. Mesei de prânz. Așa, care doamna Radia i-a spus să-mi ia farfuria, că altfel era să mănânc și smalțul din farfurie. Și ați auzit ce a zis domnul primar, că urmează foc de tabără cu artificii de porc, artificii de... A, vreau să ieșirăm puțin să mai dăm jos din... Mergem să privim lumea de sus, nu? Să ne uităm puțin de sus. Haideți să mergem. Să mergem. Câteva peisaje frumoase de aici de sus. Este culmea munților Lotrului. Munții Căpățânii. Șoptește domnul primar. Unde ți întorci ochii, vezi stâne sau păduri de braz sau pădure alpină. Este o frumusețe și o încântare a sufletului. Nu poate fi nimic mai frumos și mai recomandabil pentru un weekend decât o evadare în munți la o stână. Și o plimbare până în către aproape 2000 de metri. 2000 de metri. De unde vedem Oltul, munții Cozia, vedem Brezoiu, vedem lacul de la Mălaia. Iar vremea ține cu noi. Liniște. Tămâioare. Ceai de munte. Violete. De munte. Pentru fete. Violete pentru fete, pentru toată lumea. Sunt o încântare. Hai, Daniela, că a rămas în urmă. Cum e, Anca? Bine. Da. Părăsești Bucureștiul? Păi l-am părăsit deja. Îți vine să crezi ce vezi în jurul tău? Că e așa de frumos. Mă ciupesc o dată de două și cred. Mai aude-te-mă la cap. E foarte frumos. E foarte frumos. Daniela, pun picior de plai pe gură de rai, nu? Da, mai aproape, chiar mai aproape de Dumnezeu. Într-un paradis terestru. Regăsit. Regăsit, înconjurat de... munții noștri, care sunt de o frumusețe aproape de nedescris, e răpitoare, da. Cred că se întorc și turmele la stână. Da, înconjurați de turme de oi care vin din toate părțile la stână. Mai înainte, o turmă de oi se îndrepta spre stână în formă de V. Victorie! Munții noștri au o poartă. E, pe aici nu prea poartă au. În partea asta?
Domnule primar, aurul sub altă formă, nu? Sub altă formă. Aurul de verde, turism. Aurul alb. S-ar putea dezvolta. Este o zonă extraordinară. Păi dacă vin din alte țări, dacă vin aici dar din... Dar nu e promovat, domnul primar. Deci, am București, ci că nu e promovată zona. Am întâlnit în Finlanda, am întâlnit în Cehia, din Austria chiar. Și austriecii au munții lor, adevărat. Dar tot mai frumos sunt ai noștri. Foarte mulți turiști am. Da, și ce se întâmplă, domnule primar? Suntem în Râmnic, avem frumuseți nenumărate în jurul nostru. Oricum, dar vin, cum ați spus dumneavoastră, vin din Suedia, vin din Austria, vin din Spania, vin din Belgia, vin din Elveția și au mai multe cunoștințe decât avem noi, cei care stăm cu piciorul pe frumuseți. Foarte rău cu infrastructura. În această zonă am trecut, eu am reparat puțin drumurile. În rest, nu mai interesează pe nimeni. Deși au fost făcute înainte de 90, au fost amenajate cu tuburi de scurgere, cu tot ce trebuia, cămine de captare. În momentul de față, nu mai interesează pe nimeni, toate s-au înfundat, s-au astupat. Fiecare cetățean care trece cu mașina o colește pe lângă, nu pune mâna pe sapă sau pe lopată să curețe, să facă ceva, ca să poată să se mențină drumul. Deci, cu tot asta turiști, turiști vin? Aici. Turiștii totuși vin, sunt foarte mulți care vin pe jos, fac drumeții. Aveți în spatele noastră Narâțul, aveți Cozia, Făgărașul, dar de aici se pot vedea toți munții ăștia. De aici se pot vedea. Unde suntem acum? În punctul numit? Aici suntem în vârful Căprărețul, lângă Gerea. Lângă Gerea. Și în spate, acolo, în spatele noastră, acum se află Buila Vânturarița, Parc Național. Buila Vânturarița, mai jos e vârful Stogu. Dacă mergem puțin mai în față, vom vedea vârful Stogu. Mergem și acolo, pentru că dacă tot am ajuns aici, ar fi păcat să nu... Privire spre Buila, nu? Da. Amintiri din... Deci, nu neapărat spre Buila. E senzațional. Poate sună... clișeistic, dar aș putea să spun că ai senzația că e suspendat undeva la mijlocul distanței între pământ și cer și e ca și cum s-ar fi oprit timpul în loc. Iar noi suntem ca la facerea lumii. Da. Și am vrea să o păstrăm așa cum este. Intactă. Curată. Pură. Pură. Să se bucure și alții de ea, nu numai noi.